Bună dimineața! Este extraordinar că Dumnezeu a știut că avem nevoie de odihnă și astfel a pus deoparte sabatul, pentru ca după o săptămână de lucru să avem o zi de pauză în care să aducem laudă Creatorului nostru. Acum că am avut parte de o pauză bine meritată după atâta muncă, haideți să aflăm ce s-a întâmplat în istorie astăzi. În anul 161, pe 7 martie, împăratul Antoninus Pius moare și este succedat de fiii săi adoptivi, Marcus Aurelius și Lucius Verus. În 1395, Mircea cel Bătrân și regele Sigismund de Luxemburg au încheiat la Brașov un tratat de cooperare militară anti-otomană. În anul 1441, Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei. El deținea această funcție pe lângă cea de comite al Timișoarei și de ban al Severinului. În 1471, Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș, a atacat Moldova, dar Ștefan cel Mare l-a învins la Soci, lângă Bacău. Domnul Muntean, supus turcilor, a izbutit să scape fugind. În 1876, Alexander Graham Bell primește brevetul pentru o invenție pe care îl numește telefon. De atunci și până astăzi, telefonul a făcut o călătorie extraordinară, ajungând astăzi să știe unde ne aflăm, ce este în jurul nostru, ne poate îndruma către cel mai apropiat muzeu, ne poate ajuta să beneficiem de reduceri și poate să ne recunoască fața atunci când facem fotografii cu telefonul. Practic, nu prea ne mai putem imagina viața fără un telefon, nu-i așa? În anul 1912, succesul expediției lui Roald Amundsen la Polul Sud este anunțat public, când nava Fram a ajuns la Hobart, în Australia. În anul 1939, în România începe guvernarea Armand Călinescu, ce durează până pe 21 septembrie în același an. În 1960 au fost selectați primii 20 de cosmonauți sovietici pentru pregătirea zborului spațial. În anul 1968, TVR a scos revista oficială a primei ediții a Festivalului Cerbul de Aur în 5 limbi. În anul 2009, pe 7 martie, NASA a lansat sonda spațială Kepler, numită așa după astronomul german Johannes Kepler. Scopul acestei sonde este de a descoperi noi exoplanete asemănătoare Pământului, care orbitează alte stele cu ajutorul unui telescop și al unui fotometru speciale. În 1875 se naște Maurice Ravel, compozitor francez impresionist, celebru mai ales datorită muzicii de balet pentru orchestră în do major, Bolero, compusă în 1928, una din ultimele piese compuse înainte ca boala să-l condamne la tăcere. În anul 322 înainte de Hristos, moare Aristotel, unul dintre cei mai importanți filozofi ai Greciei antice. Deși bazele filozofiei au fost puse de Platon, Aristotel este cel care a tras concluziile necesare din filozofia acestuia și a dezvoltat-o, putându-se cu siguranță afirma că Aristotel este întemeietorul științei politice ca știință de sine stătătoare. A întemeiat și sistematizat domenii filozofice ca metafizica, logica formală, retorica, etica. Cultura aristotelică a fost preluată de arabi prin traducerile siriene, de unde a trecut în Evul Mediu creștin. Când vorbim despre maestri ai gândirii, cu siguranță îi pomenim pe Platon, Aristotel, Derrida, Voltaire, Heidegger, Bergson, Sartre sau Gandhi. Dar când vorbim de cel mai inteligent om de pe pământ, cu siguranță trebuie să recunoaștem că Solomon este cel mai înțelept om care a trăit vreodată. Deuteronom 28:1 spune: dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Când Dumnezeu i-a spus lui Solomon să aleagă ce dorește el să primească, Solomon nu a ales bogățiile sau faima. El a ales înțelepciunea. Și pentru că a făcut alegerea cea mai bună, Dumnezeu i-a dat și bogăție și faimă.
Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țărmul mării. Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea tuturor fiilor răsăritului și toată înțelepciunea egiptenilor. Acest text îl puteți găsi în 1 Împărați 4 cu 29 și 30. Versetul 34 spune: veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, din partea tuturor împăraților pământului, care auziseră vorbindu-se de înțelepciunea lui. A venit chiar și împărăteasa din Seba. A plecat de la Solomon, aducând laude oare lui Solomon? Nici de cum, ci lui Dumnezeu. Solomon este un exemplu extraordinar că atunci când alegem calea lui Dumnezeu, suntem binecuvântați din belșug cu înțelepciune și cu tot ce avem nevoie. Sunt Rahela Petrescu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Vă aștept mâine dimineață de la ora 7, 8 sau 9 pe www.lightchanneltv.ro pentru o nouă ediție a rubricii Azi Odată. Să aveți o zi excelentă și nu uitați, mâine este Ziua Internațională a Femeii.